Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. Așa cum ne-am obișnuit, vă invităm să vorbim anul acesta despre rugăciune, pentru că este anul omagial al rugăciunii în viața bisericii și a creștinului. Astăzi avem o temă frumoasă, vorbim despre cele trei forme de rugăciune, de laudă, de mulțumire și de cerere. Și ne bucurăm să-l avem alături de noi astăzi pe Părintele Cătălin Florin Dabu, de la Parohia Sfântului Ioan Botezătorul, Militari 3 din București și secretar al Protoieriei Sector 6 din Capitală. Părinte, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc frumos pentru invitație, bine v-am găsit! Avem o temă frumoasă, vorbim din nou despre rugăciune și anul acesta, poate mai mult ca oricând, vom învăța și sperăm să învățăm cât de importantă este rugăciunea în viața noastră, cât de importantă este rugăciunea în viața bisericii și a creștinului, pentru că este, iată, anul omagial al rugăciunii. Și astăzi am ales împreună o temă frumoasă. Vorbim despre cele trei forme de rugăciune pe care le avem în biserica noastră. Și înainte de a vorbi punctual despre fiecare în parte, despre locul unde se săvârșesc ele, despre specificul acestora, aș vrea să vă întreb de ce oare Sfinții Părinți, de ce oare, iată, biserica are trei forme de rugăciune? O fi întâmplătoare această cifră? O fi întâmplătoare această rânduială? În viața creștinului nimic nu este întâmplător. Aș vrea să spun că este o coincidență fericită, dar nu e nimic întâmplător, ci totul este purtarea de grijă a lui Dumnezeu, să spunem așa, totul este după rânduiala lui Dumnezeu. Noi știm că Dumnezeu nu este așa o concepție elaborată de mintea umană lipsită de realitate, ci este Dumnezeu cel viu a revelației, este cel care se descoperă omului și Dumnezeu se descoperă omului ca treime. Iată că și modul în care intrăm în relație, în dialog cu Dumnezeu cel întreime, închinat Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, are ca și conținut trei moduri de exprimare. Pentru că după cuprinsul unei rugăciuni, o rugăciune poate fi de laudă, de mulțumire sau de cerere. Sunt rugăciuni de laudă pe care le facem către Dumnezeu, tocmai pentru că El este Cel care ne-a creat. Este Cel care a creat totul din iubire și ca o încoronare, știm că în ziua a șasea, ca o coroană întregii creaturi, ca un preot al întregului cosmos, de aceea românul spune că omul sfințește locul, a creat Dumnezeu pe om. Și omul, iată, aduce laudă creatorului său. În același timp, pentru că primește viața aceasta ca dar de la Dumnezeu, este o regulă de bun simț în viața omului, care spune că atunci când primești ceva de la cineva, să mulțumești. Cu atât mai mult îi mulțumești lui Dumnezeu pentru darul sacru pe care ți l-a făcut, pentru darul sacru al vieții. În același timp, suntem oameni, suntem creatură, suntem făptură creată de Dumnezeu și avem nevoie și nevoi. Și tocmai aceste nevoi le împlinim prin cerere către Dumnezeu. De aceea avem și această formă de a rugăciunii de cerere. Părinte, care este specificul rugăciunii de laudă? Unde se săvârșește ea și cu ce se diferențiază față de celelalte două tipuri de rugăciune? Toată suflarea se laude pe Domnul. Îl lăudăm pe Dumnezeu în toată vremea și în tot locul, însă locul special în care aducem laudă lui Dumnezeu este casa sa. Casa Tatălui meu, casa de rugăciune se va chema, spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, iar această casa lui Dumnezeu este biserica. În biserică unde se săvârșesc cele șapte laude, în biserică unde se săvârșesc cele șapte sfinte taine, dar iată în biserică unde se săvârșește Sfânta Liturghie. Și de aceea omul este chemat să vină în casa lui Dumnezeu, să participe la rugăciune, să-i aducă slavă lui Dumnezeu și să-L laude pe Dumnezeu ca pe Creatorul Său, ca pe Cel care i-a dat viață. De altfel, aminteam de Sfânta Liturghie, atât de frumos spune cântarea din momentul Epiclezei, pe Tine te lăudăm, pe Tine te binecuvântăm, Ție îți mulțumim, Doamne, și ne rugăm Ție, Dumnezeul nostru. În biserică, în casa Lui, noi îl lăudăm pe Dumnezeu. Și spuneam, slujba de mulțumire adusă de popor, de creștini, de oameni lui Dumnezeu, dar mai ales de laudă, este Sfânta Liturghie, însă omul laudă prin toate slujbele care se săvârșesc
de către ierarhie în Sfânta Biserică, la care participă credincioșii. Când participăm la Dumnezeiasca Liturghie, auzim aceste cuvinte pe care preotul le rostește în taină. Doamne, îți mulțumim pentru toate lucrurile știute și neștiute din viața noastră. Ei bine, știm că Dumnezeiasca Liturghie este taina tainelor, este slujba prin care, iată, îl primim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în mod real, din potiri și ne împărtășim cu El și totodată în timpul Dumnezeieștii Liturghii, de fapt, îi mulțumim lui Dumnezeu, așa cum spuneam și mai devreme, pentru toate darurile pe care le-am primit și pe care le primim în viața aceasta. De aceea, noi știm că recunoștința este o floare rară, dar care trebuie cultivată des. Știm că și în viața aceasta, poate unii dintre noi avem dificultăți atunci când vine vorba despre recunoștință. Deși atunci când suntem părinți și noi când am fost copii, poate unul dintre primele lucruri pe care le-am învățat sau pe care le oferim copiilor este să spună mulțumesc, să fie recunoscători față de cei care le oferă o mână de ajutor, față de cei care le sunt alături. De aceea, cu atât mai mult suntem datori să ne arătăm recunoștința față de Dumnezeu. Spunea la un moment dat un părinte și este doar un mic punct de vedere că atunci când treci, de exemplu, pe lângă un spital, am tot vorbit despre spital, am tot vorbit despre boală, am tot vorbit despre suferință în această perioadă de pandemie, atunci când treci pe lângă un spital, să îi mulțumești lui Dumnezeu de 3 ori și să te rogi lui Dumnezeu tot de 3 ori. Odată să-i mulțumești pentru faptul că nu ești în spital, a doua oară să-i mulțumești lui Dumnezeu că cineva drag nu este de-al tău, cineva pe care îl iubești nu este în spital și a treia oară să te rogi lui Dumnezeu pentru cei ce sunt acolo, ca apoi să-i poți mulțumi pentru faptul că toți cei care, iată, au fost în spital se bucură de sănătate. Sănătatea și viața sunt darurile pe care le-am primit de la Dumnezeu. De aceea, Părinte, în ce fel ar trebui să ne arătăm noi recunoștința față de Dumnezeu? Pentru că cumva ne-am simțit răsfățați și ne simțim răsfățați pentru că luăm toate lucrurile din viața aceasta și trezitul de dimineață. Și faptul că avem o pâine pe masă sau faptul că mergem, că vedem, că auzim, toate lucrurile acestea ni se par niște lucruri obișnuite și uităm să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că ele sunt daruri. De aceea aș vrea să vă întreb ce rol are recunoștința pentru lucrurile cu care ne-am obișnuit, dar care tot daruri sunt de la Dumnezeu. E adevărat, așa cum spuneați, în popor se spune că recunoștința este o floare rară, însă încercăm să o cultivăm tot mai mult, încercăm să sădim această sămânță a recunoștinței în sufletele celor mici, în sufletele copiilor, în sufletele tinerilor noștri. De aceea și punem atât de mult preț pe participarea copiilor, a tinerilor la slujbele bisericii. De aceea îi invităm și îi chemăm nu doar pe părinți sau pe bunici și pe cei tineri, tocmai pentru ca să învețe să fie de mici recunoscători lui Dumnezeu. Noi știm că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus sunt, pogorându-se de la Părintele Luminilor și tocmai de aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Îi mulțumim lui pentru darul sacru al vieții și pentru sănătate. Și îi chemăm pe copii și pe tineri în biserică, dar pe tinerii de toate vârstele și îi învățăm să prețuiască viața și sănătatea ca daruri ale lui Dumnezeu. Ori dacă sunt daruri, se cuvine să mulțumești dăruitorului tău, celui ce ți le-a dăruit, să-i mulțumești lui Dumnezeu. Spuneam că este un lucru de bun simț elementar să mulțumești atunci când primești ceva de la cineva. Cu atât mai mult când primești în dar viața, când primești în dar sănătatea. Aminteați de spital și știm că mulți oameni au fost și sunt în suferință. Și atunci, bucurându-te de acest dar al sănătății, nu poți să nu îi mulțumești lui Dumnezeu, însă îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că este îngăduitor și bun cu tine. Pentru că știm că oricât ar fi viața omului, aici pe pământ, omul greșește, păcătuiește înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea îi mulțumim lui pentru că este iertător cu noi. Spuneau părinții ai bisericii că Dumnezeu nici măcar nu este drept. Punem cuvântul acesta între ghilimele pentru că spuneau ei, dacă Dumnezeu ar fi drept, noi nici măcar nu am mai exista. E adevărat, dacă Dumnezeu ne-ar răsplăti fiecăruia după dreptate, nu știu cine ar putea să stea înaintea lui Dumnezeu. Însă le spunem credincioșilor că Dumnezeu este drept.
Și nu este nicio urmă de îndoială în sensul acesta. Însă, întotdeauna, dreptatea la Dumnezeu este împletită cu iubirea. Dumnezeu este drept, dar este și iubitor. În același timp, le spunem credincioșilor să nu se culce pe ureche în privința faptelor lor și să caute să săvârșească binele și să evite pe cât se poate răul, pentru că Dumnezeu este iubitor, dar este și drept. Și atunci, se cuvine și nouă să fim drepți, să dăm cezarului ce al cezarului, Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Să dăm lumii acestea ce este al ei. Și de aceea, în societate, este bine să fii un om drept, fericiți cei însetați de dreptate, că aceia se vor sătura și când vorbim de dreptate, ne gândim în primul rând la împlinirea voii lui Dumnezeu, dar apoi și la dreptate ca virtute socială. Și se cuvine ca omul să fie mulțumitor față de Dumnezeu, să se mulțumească cu ce are și să fie drept cu semenii săi, să respecte ceea ce este al aproapelui său. În același timp, omul trebuie să se asemene lui Dumnezeu și să împletească dreptatea cu iubirea. Să-i mulțumească lui Dumnezeu, dar să mulțumească și semenilor săi. Vorbeam de boală de suferință. Atunci când omul este în suferință, gândul lui se îndreaptă către aproapele său, are nevoie de ajutor, sau se îndreaptă către Dumnezeu, se îndreaptă către cineva, ai nevoie de cineva. De câte ori vei cădea, ridică-te și te vei mântui, dar se întâmplă în viață să nu te mai poți ridica singur și atunci ai nevoie de ajutor. Ori dacă ai nevoie de ajutor, se cuvine că atunci când îl primești, să mulțumești. Iar noi, trezindu-ne dimineața din somn, avem pentru ce să mulțumim deja lui Dumnezeu, pentru că ne-a dat o noapte liniștită și iată ne-a readus la viață și începem o nouă zi. Nu mai vorbesc apoi pe parcursul zilei, pentru că poți să-i mulțumești lui Dumnezeu în orice clipă și la amiază și seara, mai ales seara înainte de a merge la culcare, atunci când vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze, lucrezi cât este ziua și mulțumești lui Dumnezeu cât ești treaz, cât este ziua. Și mulțumești lui pentru toate, pentru cele bune, dar și pentru cele rele pe care poate le-ai trăit în viața ta, pentru că și acelea au rolul lor și din ele poți să înveți și să te întărești. Ce nu te omoară, spune românul, te face mai puternic și atunci îi mulțumești lui Dumnezeu pentru toate. Referitor la lucrul acesta, există în Pateric o scurtă istorisire care spune cam așa, era un bătrân foarte bolnav, un iubitor de Dumnezeu, care zăcea la pat și ori de câte ori se simțea mai bine, ieșea din chelie, privea la cer și striga, Doamne, ce faci? Nu mă mai încerci? Ce faci? Nu mă mai cercetezi? Și spune că în momentul acela simțea din nou suferința și atunci așezându-se în pat spunea, îți mulțumesc, Doamne, că mă cercetezi. Este un paradox. Biserica ne îndeamnă și spuneați și dumneavoastră mai devreme să-i mulțumim lui Dumnezeu chiar și în încercări. Și vedem lucrul acesta la toți sfinții bisericii. Vedem pe mulți dintre ei care, iată, în fața morții se rugau pentru cei care îi prigoneau, se rugau pentru cei cărora le făcea rău, având-l în față, înaintea ochilor, sigur, pe Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care, răstignit pe cruce, se ruga pentru cei care îl răstigneau și spunea, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. De aceea, Părinte, aș vrea să vă întreb, atunci când suntem încercați, când avem câte o suferință, poate câte o boală, când se întâmplă un necaz în viața noastră, cum am putea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această cercetare? De unde să ne luăm puterea și care ar trebui să fie gândul, simțământul nostru? Ca să putem fi recunoscători, iată și în încercare. Se spune că Dumnezeu nu-i dă omului mai mult decât poate să ducă el. Și atunci trebuie să înțelegem că, deși de multe ori vină asupra noastră încercări, ispite și ceea ce este mai greu atunci când se instalează boala, nu trebuie să uităm că și suferința are rostul ei. Nu știm de multe ori, am văzut și în Scriptură, îl întrebau pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cine a greșit de suferă acesta, el sau părinții lui? Se întâmplă că adesea suferința să vină ca o consecință a faptelor noastre. Însă, suferința, boala, așa cum spuneam, își are și rostul ei, pedagogia ei, îl face pe om să înțeleagă că nu pământul este patria lui adevărat, ci pământul este locul în care el se pregătește pentru viața cea veșnică și adevărată. Iar viața aceasta în trup nu este decât pregătitoare pentru viața cea veșnică și adevărată. De aceea Sfinții Părinți spuneau să trăiești fiecare zi
ca și cum ar fi ultima. Nu îndemnăm să trăiești în depresie, în pesimism, ci din contră, să fii optimist, să nu-ți pierzi nicio clipă nădejdea, să te rogi stăruitor. Și atunci, pentru cel care se află în suferință, este absolut necesară rugăciunea în stăruință. Să te rogi neîncetat lui Dumnezeu, să sporești în rugăciune. E adevărat, vorbeam de rugăciunea de mulțumire, e adevărat că este mai ușor să mulțumești pentru cele bune și pentru cele frumoase pe care le primești. Însă de ce nu putem să mulțumim profesorilor noștri pentru o notă mică? Dacă eu de 5 am învățat și 5 am meritat, mi-am luat nota respectivă. Nu trebuie să fac un capăt de țară, ci trebuie să mă ridic și să merg mai departe, să învăț mai mult, să-mi doresc mai mult. Și atunci voi mulțumi pentru faptul că a fost drept și mi-a dat ceea ce mi se cuvine. Așa este și din punct de vedere sufletesc. Mă confrunt cu un necaz, mă confrunt cu o boală, nu rămân acolo, ci caut să mă ridic, caut însănătoșirea și nu o pot găsi decât la Dumnezeu. Și atunci voi avea puterea, chiar de mă aflu în necaz, chiar de mă aflu în suferință, să fiu mulțumitor lui Dumnezeu, să fiu mulțumitor pentru ceea ce am trăit până în acel moment, să fiu mulțumitor că îmi dă Dumnezeu puterea să înduc crucea, să înduc suferința, pentru că odată cu crucea pe care Dumnezeu mi-o dă, îmi dă și puterea să o port. Iar atunci când nu mai pot să înduc singur crucea, pentru că însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos a căzut sub greutatea crucii, a fost ajutat din punct de vedere fizic. Așa și omul este ajutat atât fizic cât și sufletesc de semenii săi. De aceea, atunci când ne amintim de cei care sunt în suferință, de semenii noștri bolnavi, și tot mai mult ne-am gândit la ei în această perioadă și toți ne-am speriat de încercările care au venit sau care puteau să vină asupra noastră, ne gândim nu numai la cel care suferă, ne gândim și la cei care îi ajută pe cei care sunt în suferință. Și atunci eu mă gândesc să vin spre cel aflat în nevoie, spre cel aflat în suferință, spre cel bolnav, dar în același timp mă gândesc să fiu recunoscător față de binefăcătorul semenului meu. Fie că mă gândesc la un medic, la un asistent medical sau la cei care lucrează în spitale, fie că mă refer, de ce nu, la păstorii sufletești care vin alături de bolnavi și îi întăresc. Și atunci, gândindu-mă, fiind eu însumi în suferință, mă gândesc să fiu recunoscător lui Dumnezeu. Și știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și atunci le sunt recunoscător oamenilor, îi sunt recunoscător lui Dumnezeu. Îi sunt recunoscător lui Dumnezeu, le sunt recunoscător și mulțumitor oamenilor. Sau cineva drag al meu suferă, așa cum spuneam, sunt alături de el, mă rog pentru el, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că, iată, lucrează prin oameni și aduce oamenii de care cel aflat în suferință are nevoie. De aceea, nu există un moment în viața noastră în care noi să nu fim mulțumitori sau recunoscători față de Dumnezeu. Chiar dacă suntem în suferință, nu înseamnă că renunțăm la recunoștința față de Dumnezeu. Și nu mai vorbesc atunci când am dobândit însănătoșirea, atunci când ne facem bine, ne aducem aminte de pilda celor 10 leproși, în care după ce 10 oameni s-au vindecat, numai unul se întoarce să spună mulțumesc. Mi s-ar părea o proporție prea mare, dar dacă ne uităm în jurul nostru, din păcate credem că s-ar întâmpla și în zilele noastre. Însă, spuneam, nu este un lucru normal, nu este un lucru firesc să uiți de recunoștință, să faci din ea floare rară, ci este bine să cultivi această floare a recunoștinței și să faci tot mai multă lume, tot mai mulți oameni să se bucure de ea. Una dintre cele mai cunoscute forme de adresare față de Dumnezeu prin rugăciune este cea de cerere. Îi cerem lui Dumnezeu foarte multe lucruri și suntem cumva atrași de acest cuvânt că atunci când mergem la biserică, atunci când aprindem o lumânare, atunci când ne închinăm în fața unei icoane, să-i cerem lui Dumnezeu tot felul de lucruri. Unele folositoare, altele mai puțin folositoare pentru mântuire. De aceea vă întreb, Părinte, cum ar trebui să-i cerem lui Dumnezeu ceea ce avem nevoie în viața noastră? Care ar trebui să fie gândirea noastră, sentimentul nostru atunci când îi cerem lui Dumnezeu ceva? Este important să cerem de la Dumnezeu ceea ce avem noi nevoie. Însă este important să știm și ce să cerem și cum să cerem de la Dumnezeu.
Cerem de la El pentru că suntem copiii Lui. Orice copil, copiii întotdeauna cer de la părinții lor. Așa și noi oamenii cerem de la Părintele Ceresc. Și în sensul ăsta ne-a încurajat însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ne-a spus, cereți și vi se va da. Bate și vi se va deschide. Batem la ușa lui Dumnezeu, îi cerem ce avem nevoie și El ne dă. În același timp, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune, orice veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. De aceea spuneam că este important să cerem de la Dumnezeu, dar nu oricum. Iată, o facem cu credință. Ne rugăm cu credință la Dumnezeu dacă vrem să primim de la El. Ne rugăm în primul rând pentru sănătate de la Dumnezeu. Dar ne rugăm apoi pentru multe lucruri de care noi avem nevoie în viața noastră. Ne rugăm să fie copiii noștri sănătoși, să fie înțelepți, dar știm că frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii și atunci îi ținem aproape de biserică, aproape de Dumnezeu. Lăsați copiii să vină la mine, nu-i opriți, ca unora ca acestora este împărăția cerurilor. Cerem de la Dumnezeu o casă, cerem să cunoaștem o persoană, să ne temem o familie, o persoană plăcută, să avem un soț, o soție, cerem să avem copii frumoși, sănătoși și așa mai departe. Cerem tot ceea ce avem noi nevoie și spuneam, este important să cerem de la Dumnezeu. Însă, așa cum spuneam, trebuie să avem în vedere că nu e suficient numai să cerem de la Dumnezeu ce avem nevoie, ci și să înțelegem că nu neapărat ni se cuvin aceste lucruri, ci trebuie să fim întotdeauna mulțumitori Lui și atunci când cerem de la El ceva, să avem credința că numai datorită lui Dumnezeu ni se întâmplă și primim lucrurile bune și lucrurile de care noi avem nevoie. Pentru că de vom uita de Dumnezeu, tindem să devenim egoiști, tindem să considerăm că totul ni se cuvine și în felul acesta vom uita foarte ușor de Dumnezeu. De aceea și aminteam de cel care cere sănătate de la Dumnezeu și apoi când o primește, uită să îi mulțumească. Și atunci, omul când se roagă, se roagă cu credință lui Dumnezeu, îi cere ceea ce are nevoie, dar nu uită să fie mulțumitor față de Dumnezeu pentru ceea ce a primit. Spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos că orice veți cere de la Tatăl meu, în numele meu, vă va da vouă. Ceea ce înseamnă că este important să ne rugăm, așa cum spuneam, cu credință, însă este important să-i cerem lui Dumnezeu ceea ce este bun și folositor. De vom cere de la Dumnezeu să pedepsească pe cineva, de vom cere un lucru rău pentru noi sau pentru semenii noștri, niciodată nu va fi ajutat, spune Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Însă niciodată Dumnezeu nu-l va ajuta pe hoț pentru că plânge, pentru că nu i-a reușit o anumită acțiune, să spargă o casă sau să ia ceea ce nu îi se cuvine, să ne dreptățească pe aproapele său și atunci niciodată Dumnezeu nu îi va asculta rugăciunea. De aceea atunci când cerem de la Dumnezeu să fim conștienți că nu ni se cuvin anumite lucruri, ci din marea sa milostivire Dumnezeu ne le dă nouă, așa cum consideră că este mai bine, de aceea și noi ne rugăm de multe ori, facă-se, Doamne, voia Ta, nu voia noastră. În același timp, spuneam, trebuie să cerem de la Dumnezeu ceea ce este bun, frumos și folositor. Nu orice vom cere de la Dumnezeu vom primi. Se întâmplă chiar să cerem de la Dumnezeu lucruri bune și frumoase și uneori să nu le primim. Știm însă că Dumnezeu niciodată nu lasă rugăciunea noastră neascultată și neîmplinită, de aceea se cuvine să stăruim în rugăciune. Ne aducem aminte de văduva care stăruia înaintea judecătorului să îi facă dreptate față de potrivnicul său, însă acesta refuza, fiind om, cum spune Scriptura, fără frică de Dumnezeu și fără rușine față de semeni, însă la stăruința ei s-a gândit, femeia aceasta îmi va face mereu supărare, hai să îi ascult rugăciunea ei. Ori dacă judecătorul cel nedrept a ascultat și a îndeplinit cererea femeii, cu atât mai mult Dumnezeu ne ascultă și ne îndeplinește cererile noastre, însă, iată, ne învață Dumnezeu ca totdeauna să cerem de la El, să rămânem în rugăciune permanentă și ceea ce este mai important, să nu ne pierdem niciodată nădejdea. Părinte, din păcate ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, însă n-aș vrea să închei ediția de astăzi fără să vă rog să adresați un
mesaj telespectatorilor care ne urmăresc și care, poate de acum înainte, înțelegând, iată, cele trei forme de rugăciune, s-au hotărât să pună început bun și să fie mai aproape de biserică, să nu lipsească de la dumnezeiasca liturghie. Dacă ar fi să le transmiteți un mesaj cu privire la necesitatea rugăciunii în viața lor, care ar fi acela? Le-a spune că este întotdeauna bun și folositor să pui început bun în viața ta. Iată, este încă început de an și așa cum ne propunem să trăim acest an omagian al rugăciunii, ne propunem să și continuăm apoi. Nu uităm, așa cum spuneam, înainte de toate să îl lăudăm pe Dumnezeu, nu uităm să îi mulțumim Lui pentru toate și în același timp știu sigur că vom cere de la Dumnezeu tot ceea ce avem nevoie. Însă atunci când îi cer lui Dumnezeu ceva, să nu uiți că mai înainte trebuie să îi mulțumești Lui. Mai înainte trebuie să ai această conștiință că Dumnezeu este Cel care ți-a dat ție totul și pentru aceasta trebuie să îi mulțumești Lui. Mulțumim tare mult și noi, Părinte, pentru faptul că ați acceptat invitația noastră și pentru frumoasele și ziditoarele de suflet cuvinte pe care le-ați rostit și vă așteptăm și într-o ediție viitoare. Mulțumesc frumos! Dragi telespectatori și dumneavoastră, vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare, vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!